Salutare dragi prieteni, voi priviți canalul Gangan Show și astăzi vom trăi o zi din viața unui ninja. Abonați-vă la canal, apăsați butonul de like și lăsați un comentariu despre cel mai interesant lucru pe care l-ați aflat astăzi. Poftă bună celor care mănâncă și vizionare plăcută! Am încercat să începem acest videoclip altfel, dar credeți-mă, este cel mai simplu mod de a explica tot geniul, misticismul și puterea ninja care a existat în realitate. Acestea nu sunt meme despre ucigași și discreți, pentru voi, în următoarele minute, veți vedea tot personal, dar ne va ajuta pe noi Asashi Sato, un ninja adevărat care trăiește într-un mic sat Koko, la câteva sute de kilometri de capitala Japonii, Tokyo, în curtea anului 1940. Și în jurul lui Asashi se află cel mai obișnuit sat. Vă puteți imagina, oamenii din jur sunt păstori de oi și beau sake în seriile reci, spunând povești și jucând incredibil de interesant joc de cărți Karuto. Ceea ce este punctul culminant al acestui sat este că până și celor mai invertați bandiți le este frică să apară în el într-un coșmar, iar conducătorii respectați trimit periodic cadouri lui Asashi și familiei sale, totul pentru că întreg sat Koko este locuit de ninja, inclusiv fete care s-au angajat cam în aceeași afacere. Amintiți-vă în videoclipul despre samurai, am vorbit despre sistemul strict de clase care domnea în Japonia medievală. Cea mai înaltă castă erau samurai, înzestrați cu dreptul de a ucide pe oricine putea. Puțin mai jos erau negustorii, fermierii, artizanii și alți băieți. În partea de jos trăiau barakumii, așa zis și oameni de clasa a doua, dar pentru noi nu contează, că ninja este unic deoarece în cadrul strict feudal al vremii nu aparțineau niciunei clase. Asashi Sato nostru, ca toți reprezentații profesiei, locuiește într-un sat separat și poate fi cine vrea el. Marea majoritate a ninja din viața obișnuită i-au imitat pe fermieri. Cineva s-a prefăcut a fi negustori și mai ales cei sofisticați ar putea cu ușurință să devină samurai. Principalul lucru pentru fiecare ninja este clanul său. Asashi aparține familiei Kagawa, iar acest clan, la rândul său, aparține uniunii legendare a 53 de familii de Koko. Numele este luat de la satul în care trăiesc. Mini satul ninja Koko există până în zilele noastre, fiind un oraș în care este foarte populară atracția care vă permite să trăiți o zi în pielea unui ninja. Deși atracția nu are nimic de a face cu realitatea, vi s-a oferit doar să puneți un costum strâns, aruncați șurichene și treceți printr-o cursă de obstacole. De fapt, Asashi al nostru, familia și alianța 53 de clanuri a îndeplinit sarcini mai epice. Din secolul al V-lea până în secolul al VII-lea, timp de 700 de ani, Japonia a fost un iat feudal. Conducătorii diferitor orașe și regiunile erau în permanență în război între ele. Și în aceste condiții, toată lumea avea nevoie de un avantaj care să le permită să ucide în liniște înalți funcționari pentru a aranja un sabotaj și a câștiga războiul cu un minim de versat. Nu este greu de ghicit că ninja au devenit un asemenea avantaj, motivul pentru care li s-a permis să creeze propria localitate separată de alții și nimeni nu a tulburat deloc liniște băieților. Numirea noastră pe Asashi Ninja ar fi incorrectă. În acele zile, reprezentații profesiei erau numiți Shinobi no Mono, s-au prescurtat ca Shinobi. Cuvântul ninja ne-a venit din China. Dacă citiți hieroglifa japoneză Shinobi în chineză, se va dovedi a fi un ninja. Deoarece chinezii au răspândit gloria ucigașilor angajați în întreaga lume, cuvântul ninja a prins rădăcini și este folosit și astăzi. A numi pe Asashi al nostru ucigaș este greșit. Un shinobi este mai degrabă un cercetaș sabotor pentru că a ucis cel puțin 10% din munca efectuată de orice clan ninja. Restul de 90% sunt furt de informații secrete, incendiere, otrăvire de apă și alte bucurii ale unei vieți de șpion. Acei cloni care pot fi văzuți la filme sau la festivaluri de ninja nu au nicio legătură cu Asashi Sato al nostru. Le-ar fi făcut din toate punctele de vedere pentru că ninja nu devine, ninja se naște. Mama și tatălui Asashi tocmai a dat naștere unui fiu și a început imediat să-l antreneze. Un coș cu un bebeluș atârnat în colț și l-au legănat periodic, astfel încât copilul să bată singur de pereți, fără a afecta creierul. Ea a încercat să-l facă pe Asashi să dezvolte un reflex mai devreme sau mai târziu. Copilul, simțind doar rău de mișcare, se grupa pentru a nu se înveniți. Mai târziu, Asashi a început să se răsucească și să întoarcă în toate unghiurile posibile după 1000 de vânătăi. Copilul a învățat să aterizeze ca să nu rupe nimic și a trecut la următoarea etapă de antrenament. Și în primul rând nu este încărcătura spartană, în primul rând este lectura, arta și știința. Un ninja trebuie să știe totul și să poată construi o bombă chiar și dintr-o rachetă de tene și o cutie de conserve. Asashi
Ca tot Shinobi, cunoștea fluent chimia, citea hărțile militare de orice tip, știa să descifreze documente și era un actor excelent, un negustor, un țăran, un samurai și chiar un lider militar. Ninja a știut să se prefacă în orice persoană pentru a atinge scopul. De aceea, școlile moderne de ninja au puțin în comun cu shinobi adevărați. Este mai mult ca un șpion ideal decât un luptător, iar faimosul ninjutsu seamănă mai mult cu o doctrină a obținerii de rezultate cu orice preț decât cu artele marțiale. Fluturarea pumnilor a fost învățată, dar nu s-a concentrat asupra acestui lucru. De ce? Dacă este posibil să împuști o țintă cu un pistol, s-a acordat atenția unor exerciții mai importante, de exemplu, vederea de noapte. Micul nostru Asashi a fost pus într-o peșteră în care era doar o torță de la aprindere. Mai târziu, torța a fost schimbată într-o lumânare. Și apoi, totul a fost îndepărtat complet pentru că întunericul să devină prieten cu un shinobi. Și picioarele lui de asemenea. Pentru că de ce să te implici într-o luptă plictisitoare dacă poți orbi inamicul și a fugi? A fost un exercițiu special în care unui tânăr ninja i s-a dat o pălărie, în timp ce o ținea pe piept, shinobi și-a dat drumul mâinilor și a fugit. Dacă curenții de aer i-au lăsat pălărie pe piept, atunci cu viteză și tehnică totul e bine. Probabil, principala prejudicată asociată cu echipamentul unui ninja, în 90% din cazuri, mergând dintr-o misiune, Asashi arată ca un țăran, obișnuit, fără costume negri și katana. Katana nu a fost folosită deloc, deoarece atrage atenție. Sunt purtate de samurai și orice trecător poate pune întrebări despre nivelul în care a servit și cine este în general în viață. Arma preferată lui Asashi este cu sarigama. Este o seceră pe un lanț lung, cu care poți tăia orice membru, inclusiv capul. Dar ceea ce le-a plăcut cel mai mult lui ninja, că atunci când a fost dezasamblată, cu sarigama arată ca o secere agricolă și respectiv secerea a ridicat un minim de întrebări. A trecut printr-un control brutal și un țăran zdrențuit cu o secere a provocat un minim de întrebări din partea gardienilor. Acele costume foarte negre în realitate nu erau folosite. Asashi niciun alt ninja nu le-au purtat. Este prost pentru că nu ajută să fuzionezi cu întunericul în nici într-un fel. În care costumele ninja pentru ieșire nocturne erau maro cenușii sau gri închis. Exact, aceste culori ajută la dezvăluire în amurg. Puteți spune și despre șurichene, nu toate clanurile le-au folosit. Principalele tactici ninja erau raționalitatea. Băieții au mers la vârful tehnologiilor și pistoalele, pumnalele erau utilizate pe scară largă și alte tehnologii fără precedent pentru acea vreme. Shinobi a studiat toate artele marțiale posibile, dar nu numai pentru a le dezvălui în realitate. Abilitățile de atacat din spate au fost aduse la o perfecțiune, uimirea, otrăvire și luptele în camere înguste. Ninja modern, cu dansurile lor, nu aveau să reziste nici o minută într-o asemenea bătălie. Așa că 200 din 365 de zile pe an, Asashi al nostru s-a antrenat și a dus o viață normală de fermier. Un european vizitator nu ar înțelege în ce sat se află, dar toți conducătorii locali știau pe cine să contacteze în caz de probleme. Schema este simplă, să presupunem că Tokyo se pregătește de război cu un alt lord feudal din Fuji. Zvonurile spun că armata lui Fuji este de 3 ori mai mare decât suspină propria armată. Lordul din Tokyo se ia în mâini și trimite o delegație în satul nostru, Koko. Delegația înseamnă mai mult cu un tren blindat încărcat cu aur și produse care sosesc în sat. Clanurile acceptă toate bunurile și Asashi este chemat de familia Kagawa pentru a ține un briefing. Se ia o decizie de a lovi cu misticismul și de a începe un zvon că elementele naturii îl ajută pe lordul feudal din Tokyo și nu are sens să înceapă războiul. Asashi împachetează lucrurile și merge la Fuji. Orașul gata de război seamănă mai degrabă cu o fortăreață. Vor fi întrebări către bietul țăran cu pălării de paie și cu secerea pe spate care fuge de război într-un oraș protejat? Desigur că nu. Și Asashi ajunge cu ușurință acolo. Asashi al nostru se stabilește să locuiască într-o casă țărănească pentru 100 de persoane și discută calm subiectul recoltii și asemănatul mai bun de orez. Și pe parcurs găsește timp să pornească un incendiu teribil în oraș. Pentru muncitorii săi, Asashi explică că fratele său, care locuiește în Tokyo, a spus că conducătorul local colaborează cu elementele naturii și aceasta este doar începutul. Ca muncitorii să răspândească zvonurile în jurul orașului, iar Asashi continuă afacerea murdară, eliminând negustorul de arme, Asashi se preface cu ușurință și patrude în tabără de samurai. De acolo află numele liderilor militari, locația caselor lor și alte mărunțușuri. Pe parcurs, continuând zvonul de-a lungul drumului,
că tipii murdari din Tokyo au legătură cu elementele naturii. Apoi, cu ajutorul unei seceri, elimină ninja adversari, clanului jugului care lucrează pe Fuji. Pătrunde în casa comandantului local și fură toate planurile ofensive, numărul de trupe și proviziile acestora. Ei bine, pentru o gustare, înmoaie ușor hainele unui dintre generali cu praf de pușcă pentru a-l împușca cu un chibrite dintr-o țeavă în timpul discursului său public. Toată lumea va vedea cum generalul ia foc brusc și moare într-o agonie teribilă. Conducătorul Kubo înțelege că aceasta este opera unui ninja, dar tot orașul bâzăie că este mai bine să nu te pui cu oamenii din Tokyo. Armata este demoralizată și nu se pune problemă războiul organizat. Iar dacă se va începe, Asahi s-a întors deja în Koko cu copiile ale hărților, planurilor și informații detaliate despre armata ostilă. Pare mai degrabă un film cu James Bond, nu-i așa? În realitate, așa ar putea arăta o zi obișnuită de ninja Asahi sau orice alt shinobi ca el. Aceștia nu sunt strămoșii karatiștilor moderni cu curele ninja la centură. Aceștia sunt strămoșii superiori șpioni care răspândesc zvonuri, care comit sabotaj și configurațiile la diferite niveluri. Au fost înaintea societăților timp de secole în dezvoltare. În timp ce samurai erau mânjiți cu Bushido, pentru ninja nu exista conceptul de onoare. Exista doar o misiune și să moară pe ea, spre deosebire de acei șasasini, a fost considerat un eșec. Care este rostul în moartea unui ninja dacă nu a oferit informații? Chiar și legenda că ninja au umblat pe apă este pur adevărată, de care băieții au inventat schiul nautic, legând vâsle din stuf de picioare cu o anumită îndemânare, cu ajutorul lor puteți aluneca pe apă, pe care shinobi au folosit-o cu succes. Dar tot felul de prostii despre sinuciderile rituale sunt un mit pur. Dacă Asahi a decis să nu-și asume sarcina de Fuji, nu ar fi nimic cu el. Ninja preferă să evite misiunile riscante pentru a nu crea probleme. Moartea putea surveni doar în cazul părăsirii clanului sau dezvăluirii secretului civililor. În caz în care alți shinobi ai clanului trebuiau neapărat să pedepsească singurul criminal. În mod ironic, ninja a fost cel care l-a ajutat pe legendarul shogun Tokugawa să unească Japonia sub conducerea sa. Și la fel de brusc, în absența conflictelor feudale, mai aproape de 1620, aceștia au devenit inutili. Același Tokugawa a făcut ca imaginea ninja să fie disprețuită și băieții au fost arși public, executați și duși în subteran. Acest lucru a dus la faptul că supraviețuitorii s-au legalizat și au început să folosească competențe în comerț, agricultură și alte domenii. Au fost arse cărți cu învățături, iar din imagini au fost doar spectacole de teatru. Apropo, în teatru, tipii în afara ecranului, care schimbau decorul, purtau același costum negru, mulat, pentru a rămâne invizibil. El a devenit prototipul echipamentului pe care îl vezi în filmele moderne. Și învățăturile ninja au murit. Și acum, niciuna dintre școlile japoneze nu poate dovedi că provine din același super șpion hardcore. Cu toate acestea, acest lucru nu neagă faptul că ninja au dispărut. Pentru că întregul scop al unui ninja este ca nimeni să nu știe dacă ei chiar există. Nu-i așa? Dragi prieteni, voi ați privit canalul Gangan Show. Abonați-vă la canal dacă încă nu sunteți abonați pentru a nu rata următoarele videoclipuri. Activați notificarea, apăsând pe clopoțel, susțineți canalul cu un like și scrieți în comentariu ce ați aflat nou.